6 înfrângeri consecutive pentru Șep și dragi prieteni. 1-0 pierde. Luis Felipe marchează într-o partidă în care Matei ratează un penalti după 3 minute, iar undeva spre finalul partidei are loc o fază pe care vreau să o revedem. Îi salut alături de mine Florin Lovin, Bogdan Apostu, Cristi Costache. Mă bucur că suntem împreună. Spuneam că vreau să revedem o fază petrecută în minutul 81. Da, offside-ul analizat și răsanalizat de brigada lui Chivulete. Asta este faza. Ce am să vă rog să vă uitați este la jucătorul din plan îndepărtat al celor de la Poliaș, căruia îi trece linia offside-ului printre picioare. Deci penultimul jucător al celor de la Poliaș, da? Penultimul jucător din linia asta îi trece linia offside-ului printre picioare. Și te întreb cum Dumnezeu, ce au făcut acolo Bogdan Dumitrache și Marius Marchidanu, cei care erau în cabina VAR, de-au pus punctul, pentru că asta nu e o chestie de soft, asta nu e o chestie de nimic. Asta este o chestie de om uman, care pune un punct. Lumea trebuie să înțeleagă. Se pune punctul, cauți cel mai apropiat jucător de poartă, pui punctul, iar linia se duce automat către locul respectiv. Cum să se-i treacă printre picioare unui jucător deci linia asta, de offside? Asta este poza oficială da? Prin care da, nu s-a acordat golul. Pe care a văzut-o inclusiv Chivulete. În cel mai rău caz trebuia la talpa piciorului jucătorului respectiv să spui că îl consideri pe la ultimul. Crampoanele din spatele piciorului drept sau stâng. Piciorul din spate, practic. Piciorul din spate, că e logic. Mărturisesc că n-am mai văzut niciodată o linie trasă printre picioarele unui jucător în care să rămână un picior în spate. E pentru prima oară când văd asta. Punctul ăsta, sincer, punctul ăsta vizează doar picioarele? Nu, orice parte a corpului. Păi aia mie mi se pare că Debeliu sau cine e, mi se pare după băiatul ăsta. Bine, dar nu contează, Cristi. N-are nicio relevanță. Păi asta, stai un pic. 5 secunde. A cui e linia asta albastră? Deci, teoretic, albastru ar fi ultimul om al lui Șepși. Nu, Aliașului. Aliașului, da. Exact. Și a cui e? Deci pe cine vizează linia asta albastră? Păi nu știu pe cine vizează, pentru că cu siguranță nu vizează pe cine trebuie. Păi la ce a tras-o? De ce a tras-o linia albastră? E un semn de întrebare. Hai să-l ascultăm pe Matei, revenim la analiza fazei, e uluitor, realmente. Trebuie să încercăm să, la următorul meci să întrepem seria cu o victorie, pentru că deja situația e urâtă. Nu a fost o seară prea bună pentru tine, arătat acel penalti. Am mai avut o fază în repriza a doua, când ai scăpat singur și... Da, din păcate nu am fost deloc inspirat. Îmi pare rău. Nu știu să zic, face parte din fotbal și astfel de momente. Mergem mai departe, continuăm să muncim și să credem în noi, în echipă și... Ce pot să spun? E greu. După 6 înfrângeri e greu. Trebuie să fim tari, să arătăm caracter și să ne ridicăm, că altfel nu avem nicio șansă. Nici norocul nu a ținut cu voi în această seară. A fost și acea fază cu VAR. Deja sunt discuții că linia n-ar fi fost trasată bine. Ce părere? Când lucrurile nu merg bine și nu se leagă nimic, se mai întâmplă și câte o fază de genul acesta și nu face decât să înrăutățească situația pentru noi. Cum puteți ieși din acest impas? Nu știu, că încercăm de ceva meciuri, încercăm. Am avut o săptămână să pregătim meciul. Cred că toți am fost 100% la antrenamente, conectați, am vrut să arătăm dar nu ne ieșit în această seară. Ne-am dorit foarte mult, am venit montați. Am avut o săptămână în care am fost 100% conectați la meci și lucrurile nu au stat cum ne-am așteptat. Poate dacă eu îmi scriam la acel penalti, lucrurile stăteau diferit și discutam altfel acum. Înaintea ta, Roland a spus că ar trebui să vă gândiți cum să scăpați de la retrogradare, să nu vă mai gândiți la play-off. Ești de aceeași părere? Nu știu, este o serie pe care nu ne-am imaginat niciodată după un început bun de
de sezon, cu un trofeu, cu calificare până în play-off-ul conferenț. Nu ne-am așteptat la această răsturnare de situație. Acum suntem aici, nu avem de ales, ce putem să facem, să renunțăm? Nu avem cum să renunțăm. Avem meci luni cu Botoșani și avem șansa din nou să redresăm puțin din situație. Mulțumesc, mult succes. Și eu, seara bună. Seara bună. Da, l-am auzit pe Matei, într-adevăr, situația este dramatică, dar puteau să scoată un punct. Adică dacă linia era trată cum trebuie. Noi acum nu știm. Adică suntem pe tărâmul speculațiilor. Eu nu sunt convins. Nu, dar suntem pe tărâmul speculațiilor, Cristi. Da. Tu te uiți ochiometric, da. Hai să spun sincer că nici la penalti eu nu sunt convins. A, da, știu. Hai să punem, tragem corect linia. Florine. Da, eu, cum a spus și Bogdan, rar, adică nu vezi nicio logică cum ai tras linia aia. Dacă era pe călcâiul lui, da, înțelegeai. Aia e ultima, dar n-are nicio... Eu n-am mai văzut niciodată. Nu, are logică doar dacă îi surprinde umărul de Beliuh. Da. Că nu, noi vorbim ipotetic. Poți te duci la roșu. Discutăm practic. Practic asta e linia, dar care ne raportăm. Vorbești, Cristi, noi vorbim de linia albastră. Deci linia albastră trebuie să fie, la piciorul, la călcâiul ultimului jucător. Că ea nu vizează pe nimeni. Da. Adică e o linie nu surprinde pe nimeni linia albastră. Printre picioarele cuiva. Da? Adică cui? Poate doar băiatul ăsta de Beliuh să fie. Nu există. Dar cum poate trece printre picioarele jucătorului de la aia? Și asta nu înțeleg eu. Păi nu, n-are cum să treacă, tocmai. Trebuie să-l depășească pe ăla ca să spui că e offside. Cum să nu aibă? Că uite-te pe unde... Pare, chiar are. Asta e faza oficială. Cum asta e? Are cum să treacă. Și pe asta a analizat Chivulete. Baza asta s-a decis, nu? Acum, eu mă întreb... Putea să spună treaba asta? Asta mă întreb. Oare Chivulete putea să-i spună, băi, uitați-vă la ultimul om, că îi trece linia printre picioare, deși ecranul ăla, nu știu, pe monitorul ăla, nu cred că e suficient de mare încât să-ți dai seama de chestia asta, că de-aia ai pe ea în cabina VAR, ca ei să tragă punctele. Au stat și vreo 10 minute până l-au chemat pe Chivulete la televizor. Dacă tu după 5-7 minute cât a durat, ajungi la asta, înseamnă că e o mare problemă. Pe Chivulete l-au chemat doar pentru că jucătorul lui Sepsi a încurcat practic Rondon. Da, Rondon l-a încurcat pe fundașul Iașului să ajungă la Debeliu. Absolut. De asta a fost chemat Chivulete, adică da. Doar pentru asta. Da, absolut. Altfel, să vadă, să analizeze. Exact, dacă a influențat faza. Auzi, da. La ce minun se întâmplă, nu fie chiar atât de sigur că l-au solicitat chem centralul asta. Doar dacă e o suspiciune de genul ăsta. Da, dacă tu cer părerea dacă el influențează într-un fel sau nu, îl influențează profund. Dar, repet, să-i treacă linia printre... Adică au existat dubii, țineți minte, la offside-ul CFR-ului din Giulești. Da? Dar acolo... Acolo a fost o chestie, cum să spun, acolo era foarte greu să stabilești linia dacă e perfect trasă sau nu e perfect trasă. Dar aici e clar că e prost trasă linia. De către cineva din... De către arbitru VAR. Da? Mă gândesc că Marius Marchidanu este cel care trebuie. Nici dacă o trăgea Leo Grozavu, nu e așa bine. Nu că pe Leo Grozavu l-a trimis în tribună pentru... Păi l-a trimis... O fi făcut linia strâmbă și de-aia l-a trimis. Nu e pedeapsă că... Du-te, bre. Haide că nu e ce trebuie. Hai să... vine și Liviu Ciobotariu. Mă gândesc... Nu știu, credeți că își dă demisia? Întreb, înainte să-l ascultăm. Eu zic că nu știu, da. Eu nu cred că își dă demisia, dar... Cred că ar putea să fie o schimbare necesară pentru Sepsi, fiindcă atunci când lucrurile nu funcționează, primul sacrificat ar trebui să fie antrenorul. Iar problema la Sepsi în momentul acesta nu reprezintă doar rezultatele, care sunt foarte proaste, dar și exprimarea echipei. Hai să-l ascultăm. Continuați seria negativă. Așa este, ca și situație, este cea mai neagră situație din istoria clubului. Sepsi Oeșca, nu s-a mai trăit asemenea momente. E clar că este o situație dificilă și delicată în același timp. Trăim parcă într-un vis urât și nu putem să ne trezim. Dezamăgirea este mare de partea tuturor, și a jucătorilor, și a staffului, și a suporterilor, și a conducerii cu siguranță. Ca și joc, ca exprimare în teren, n-am arătat rău. Mult mai bine față de meciurile
anterioare, meciurile care le-am pierdut. Am avut situații bune de a marca. Am avut un penalti pe care l-am ratat. Am avut din 2-3 metri situații să băgăm mingea în poartă și n-am băgat-o. Este cam același lucru ce s-a întâmplat la Universitatea Cluj, la meciul trecut. Am avut să dăm gol prin Debeliuc. La faza următoare sau în 10 minute am încasat un gol din penalti. Da, e o situație grea. E o situație grea. Știu că presiunea este mare și apasă pe umerii și al jucătorilor și al noștri, al nostru, al staffului. Dar au fost și multe momente în joc în care mie nu-mi place să vorbesc de arbitraj, dar au fost multe momente de joc pe care eu nu le-am înțeles. Ok, nu sunt abilitat să discut despre arbitru pentru că nu cunosc foarte bine, adică nu că nu cunosc regulamentul, ei știu mai bine ce au de făcut, mai ales că avem și VAR, dar maniera nu mi s-a părut una, mă rog, corectă. Să spun. Adică orice fază au fost niște la mijlocul terenului niște faulturi care le-a dat total la Napo, dar am avut la ultima fază, acolo chiar când n-am înțeles nimic, Roli Varga este lovit cu capul în gură, după care avem lovitură liberă, întoarce faza. La faza golului pe care l-am încasat, faul pentru noi, ok, zice că lasă avantaj, după care primim gol, este posibil și cred că a fost corect, dar următoarea fază, la fel s-a întâmplat, în stânga, nu mai mi-aduc bine aminte, după care a fost faul și a oprit imediat jocul. Adică multe decizii care nu le-am înțeles. Bine, nu vreau să iau din meritele celor de la Poli Iași, pentru că vreau să-i felicit, au jucat cu atitudine, cu dăruire, sau n-aș vrea să găsesc scuze pentru înfrângerea de astăzi, dar sunt anumite lucruri care nu sunt normale, nu sunt ok. Și la faza offside-ului nimeni nu înțelege. Din VAR nu se poate lua o decizie, iar nici asta n-am înțeles-o. Apoi vine centralul și ia el o decizie. Păi atunci de ce mai avem VAR? Linia? Nu, chiar nu înțeleg. Linia, cu linia, da. E posibil să fi fost offside, dar mi se pare așa. Sunt niște momente care... Ok, validez golul, duci mingea la centru, după care se spune că e posibil VAR, dar cel de la VAR nu poate să ia o decizie, care vede cel mai bine, și cheamă central. Și centralul ia o decizie. Adică poate să fi fost o decizie corectă, nu vreau să o... Dar nu înțeleg atunci de ce mai ești la VAR să-l chem pe central. De ce ați fost sancționat de arbitru? Pentru că i-am reproșat lui Andrei, lui Chivulete, i-am reproșat pentru că la faza golului care l-am încasat a lăsat jocul să meargă, legea avantajului, după care la următoarea fază, același lucru, a fost faul, tot noi am fost în posesie, dar a oprit jocul. Atât i-am spus. Și am fost foarte supărat și foarte dezamăgit, pentru că este primul cartonaș galben care îl iau în cariera mea de antrenor de 17-18 ani. Este primul cartonaș galben. Pe nimic, atât i-am spus. De ce la faza în care am încasat gol ai lăsat jocul să meargă, legea avantajului, corect? Și de ce la următoarea fază, când noi aveam mingea, ai oprit jocul? Eu asta n-am înțeles-o. De-aia am spus că au fost momente în joc care nu le-am înțeles. În rest, ce să spun, felicit echipa Poli Iași. Au jucat, au avut inimă în ei. La noi este o problemă. Noi trecem printr-un moment foarte greu. Foarte greu. Este cea mai grea perioadă din cariera dumneavoastră de antrenor? Cea mai lungă serie de meciuri fără victorie? Da, am mai avut, cu voluntari, am avut o serie de 5 înfrângeri consecutive, dar după care ne-am revenit și am dus echipa până în primele 6. Patronul a spus înaintea partidei, a spus că trebuie să faceți 4 puncte din următoarele 2 meciuri. Acum, dacă veți câștiga cu Botoșaniu, veți obține doar 3 puncte, vă simțiți postul amenințat, ați discutat cu orice antrenor în momentul în care n-are rezultate are postul în pericol. Adică n-aș fi eu primul și ultimul. Este clar, în momentul în care n-ai rezultate conducerea se gândește să
te înlocuiască sau să aducă pe altcineva. Aici ce pot să fac? Eu, încă o dată, fac tot ceea ce e posibil ca să duc echipa asta acolo unde este locul. Am avut, și nu vreau să mă repet de atâtea ori, am avut un început bun, sunt aceia jucători. Este adevărat că acum nu ne iese nimic. Parcă suntem într-un film de groază și suntem actorii în principal. Pe de altă parte, la interviuri înaintea dumneavoastră, jucătorii și-au asumat greșelile și au spus că nu ar fi vina dumneavoastră, că sunt situații în care din 2 metri ei nu reușesc să marcheze. Da, de obicei antrenorul plătește, el plătește nota de plată. Chiar dacă echipa, să zic, are un randament, să zic, mai bun față de ceea ce s-a întâmplat în meciurile trecute, e clar că în momentul în care nu câștigi, primul care este tras la răspundere este antrenorul. Dar, acum, sincer, vorbim, noi astăzi nu meritam să pierdem. Noi nu meritam să pierdem și ca joc, și ca... Dar așa este la fotbal. Când nu bagi mingea în poartă, ai probleme. Vă reveniți cu Botoșaniu? Păi... Și eu zic că da, o să ne revenim. Eu încă am încredere în echipă, am încredere în jucători. Sunt convins că putem mult mai mult. Asta le-am spus-o și lor înainte de joc, și la antrenament, și la... au calitate, sunt jucători de calitate, sunt jucători care au demonstrat și nu acum 2-3 ani, acum o lună jumate, au demonstrat că poate să joace de la egal la egal cu orice echipă. Au demonstrat, pentru că parcursul nostru din Conference League nu a fost întâmplător. Noi am avut echipe foarte puternice. Deci foarte puternice. Și CSK-ul, și Aktobe, și Bodo Glimt au fost echipe solide, echipe care în campionatul nostru este posibil să defileze. Dar asta este perioada, este o perioadă foarte, foarte grea, foarte grea. Mulțumesc, mult succes! Seara bună! Da, nu a vorbit nimic de demisie. Pe de altă parte, cum bine ai observat, Cristi, a început cu fraza nu discut despre arbitraj. Da, a vorbit 5 minute după. Păi, asta e, dar nu e singur. Nu. Așa deci e. Eu nu comentez arbitrajul, dar... Te întreb cu o chestie, vreau să o precizare. Deci vorbim de... Am vorbit, dar... Cum e lumea asta? De golul Iașului, care a fost o capodoperă... Da. Încă n-am apucat. Deci, n-a apucat, n-a rămâi... Corect, ai dreptate. Adică, perfectă, Florine, pentru că rămâi cu momentul ăsta care e realmente șocant. Adică, da, tu ai mare dreptate, adică, adică ratăm esențialul. Cel mai important lucru a fost, dar vrem să ajungem că lucrurile trebuie să fie simplu. Ce mai frumos să faci. Ai văzut vreo fază de asta la echipa națională, de exemplu? Nu, hai să vedem golul Iașului. Precum golul Iașului. Rar în campionatul României să vezi fază finalizată după 4-5 pase din echipa națională. Uite. Adică 1, 2, 3... Superbă faza, superbă. Băi, că multă lume a zis, băi, dar ce vă uitați voi atâta cum joacă echipa națională, care are rezultate, e pe primul loc pe aia. Bă, dar vrem și noi măcar o dată să vedem o fază ca asta la echipa națională. Se da, poate? Dar noi nu avem brazilieni. Echipa națională. Dar e brazilian de mâna 7-a. Nu contează, e brazilian, are în sânge. Da. Oricum, da, e foarte frumoasă fază. Un gol frumos de care ar trebui să fie... Și trebuie vorbit de Leo Grozavu, care îl introduce la pauză, da? După, el marchează... După 2 minute și după 2 minute și câte secunde? Hai să vedem când intră. Da. 2 minute și vreo... 8 secunde, da? Mingea era în poartă. Jucător introdus la pauză. Da, a fost inspirația lui. La meciul 200 a lui Leo Grozavu. Eu am spus-o și înainte de meci, că Sepsi va avea un meci foarte greu la Iași. Da, a pierdut nemeritat. Și am spus, a pierdut nemeritat, dar a pierdut. Uite, vis-a-vis de ce spuneai, că Iași nu a câștigat niciodată acasă. Ți-am zis că există un început pentru orice? Absolut. Ia cătă că a venit și ziua aia. Doar pentru voințele lui Sepsi nu mai e. Nu există sfârșit. Nu există sfârșit, adică... De partea cealaltă, dar noi aici ne permitem să râdem, să glumim, dar e o situație la limita dramatismului pentru
pentru Șepși, pentru că eu nu mi-amintesc de la Dinamo de atunci, de la Dinamo 007, nu știu dacă mai nici măcar Mioveni anul trecut, care au avut vreo 3 luni, 4 luni în care n-au câștigat media. Nu, hai să nu le punem, alea două erau, jucau cu juniori. Jucau cu juniori. Au avut finala de campionat. Cred că putem să le extragem din context. Mă refer la echipă, orice echipă serioasă din ultimii ani. Da. Nu cred că a mai existat competiție. O echipă serioasă în ultimii ani care să joace cu seniorii, oricare ar fi ea, care să aibă 6 înfrângeri. Dar vrei să spun ceva, Bogdan? Un an după aia cu Dinamo au luat campionatul cu Andone. Da, absolut. Dar stai să te întrebi, să te pui în pielea lui Dioseghi. Lumea l-a adus pe antrenorul ăsta. Ți-a câștigat Supercupa. E un paradox. Te-ai dus în... Cele mai bune rezultate în cupele europene au fost la o fracțiune de la CSKA Sofia, nu corect, 1948, ăia adevărații, originalii. Da? I-ai bătut, cât le-au dat? 4-0 și 2-0? Să nu ne întoarcem aici la adevărați, la falși. Da? 4-0 și 2-0. Numai bulgari poate să plecă noi. Păi nu, da, dacă am ajuns să supralicităm cu Actobe. Da, nu e, dar Bodoglin, de exemplu, a fost o echipă foarte... Pe cu cine ăștia căștia noștri, de nivelul nostru? Cu cine să supralicite? Da? Dar totuși corect, au făcut corect. Rezultatele cu Bodo Glimt, au jucat așa, ok. Nu, ca jucător, cred, când intri într-o situație de asta, ai pierdut un meci, ai pierdut 2-3. S-au blocat mental. Da, te-ți blocați mental. Corect, pentru asta e treaba antrenorului să-i scoată, scuză-mă. Dacă poate. Asta este o mare problemă a unui antrenor, eu, dacă nu poate să scoată. Să zic așa, că îl contrazic puțin pe Bogdan, legat de situația lui Sepsi. Ei cu două victorii sunt acolo bine. Mai joacă și ceilalți, nu joacă singuri. Cu asta am vrut să te contracarezi. Da. Tu când spui că sunt la 4 puncte de play-off, e real. Da. Dar mai sunt și vreo 6 echipe în fața ta care joacă și ele meci de meci. Adică nu e ca și când alte pot să piardă vreodată toate meciurile, în nu joacă și între ele. Care e imposibil. Se cam încurcă între ele. Dar tot fac puncte. Adică ei șanse au, că doar că vreo 5 sunt sub nivelul lor. Sunt nivelul așteptărilor. Pentru play-off. Pentru al șaselea e bătaie. Hai să-l ascultăm pe Filipe, pe autorul golului. O jogo bonito for you. Brigado. Mulțumesc. Yeah. How do you feel? I'm feeling cum te feel good. Bine. I'm so happy to make score and to mă bucur că am marcat și că am câștigat acasă în fața suporterilor. To make focus for the difficult game duminică. Trebuie duminică, să Sunday. Ne concentrăm pe meciul de duminică. About the goal. Povestește-ne golul. Is the people every time say Luis, you have to make score, you have to make the difference. Trebuia să because everybody believe in me here. Fac diferența pentru că toată lumea crede aici. Am încrederea antrenorului, a președintelui, mă ajută. Și my last goal in July. Și cred că ultimul gol îl marcasem în iunie, trebuia să marchez și eu. Sper să marchez în continuare și să fac lumea mulțumită. Da, sperăm să continuăm acasă, să continuăm să câștigăm acasă. Mă simt bine. Mă simt ca acasă. Toată lumea crede în mine. De fiecare dată când vin aici mă simt ca acasă și lumea mă face să mă simt foarte bine. Cum vezi meciul cu Dinamo? S-a terminat meciul ăsta, mâine avem antrenament, trebuie să fim concentrați pe partida de duminică. Trebuie să jucăm bine, să câștigăm punctele. Cum ți se pare nivelul campionatului? E un campionat complicat. E alt fotbal în Brazilia. Aici trebuie să luptăm mai mult, trebuie să fim mai puternic. Asta e diferența. Sunt foarte mândru de echipa mea. Da. Luis Felipe. Dar știi că Alexandrescu nu e ca Sfinxul aici. Emil Alecsă Andrescu. Aha. Deci nu e Alexandrescu. Unde? Da, unde era? Stadionul din Iași. Din Iași. Dar apropo, de ce era asta? Vorba, să ne amintim, de Sfinxul. De Vasile Alexandri, tot cu Căsă. Am înțeles. Da, tot cu Căsă, da. Da. Da, mai sunt, am admirat golul, da, foarte frumos. Nu, am dat Cezar lui ce al Cezar. Nu, dar ne întoarcem la linia de offside. Cristi are dubii și la penalti. Apropo de supărările celor de la Șepși. Dacă mă întrebi pe mine, ne-au tocat. Dacă suntem sinceri până la capăt, cred că
Da, e un penalty acordat ușor. Păi ăla se duce sincer, cu piciorul pe pământ, dacă eu nu știu nu... când îl lovește. Exact, e un penalty acordat poate ușor. Poate n-am văzut noi ca lume. Hai să vedem încă o dată, să ne dăm seama. Să nu mai vorbesc nici aici. Iar aici, că în mod normal, jucătorul... Că atacă mingea, se duce, atacă da. Mingea asta, da. Zecele. Deci nu am să înțeleg niciodată. Și aici... Ia. Bă, cred că lovește cu călcâiul. Cred că lovește cu călcâiul, nu sunt convins. Cred că cu călcâiul îl lovește pe picior, da? Poate, da. Nu mi se vede, nu mi se pare. Nu mi se pare. Asta e lor, uite aici. Nu, eu v-am zis de asta e o fază de joc, dueluri de genul ăsta în interiorul care lui soft pe... sunt o grămadă de dueluri. Auzi, Bogdane, zici, dacă ai dat la Funchoal meciul cu CFR Cluj, îl dai și pe ăsta. De acord, dar... Dar asta s-a arătat oftica, gata, la modul ăsta a dat în bară și nu va mai exista contact între jucători. Păi, fotbalul e un sport de contact până la urmă, ok? Nu cred că s-a depășit limita. Chiar dacă l-a atins, l-a atins foarte, foarte bine, adică nu putea... Intenție. Mie nu-mi se pare faul niciodată. Nu putea să cadă așa și lovit în felul ăsta. El a dat minge înainte, deci nu l-a împiedicat să lovească mingea. Nu, Cu călcâiul, cred că lovește. Uite, cu călcâiul, cred că lovește. Nu se vede niciun contact. Eu nu văd niciun contact. Eu văd pe o reluare, pe reluare de pe 16. Haideți să vă arăt care e reluarea. Imediat vine Leo Grozavu. Bun, asta e faza live. Hai să vedem, că avem imediat. Încep reluările. Da? Hai să vedem reluările și după aia l-ascultăm pe Leo Grozavu. Hai, l-ascultăm pe Leo Grozavu. Ce se face? La meciul cu numărul 200 pentru dumneavoastră, iată, ați par gheața. Fanfara, nu știu că a fost pentru mine. Era pe ritmuri cam supărate, mortoare, ca să spun așa, dar nu e treaba mea. În primul rând, mă bucur pentru victorie, mă bucur pentru băieți, o partidă de luptă, sacrificii și pe margine și în teren. Dar așa sunt victoriile mai frumoase. Ce ați făcut de a-ți primi cartonașul roșu? Mai contează acum. Eu zic că n-am făcut mai mare lucru, dar așa e în România. N-a pus să spui ceva, că imediat ești, știu eu, penalizat cu galben. După aia, imediat n-am mai apucat. Când l-am văzut că vine cu galben, unde știam că automat voi fi suspendat, fiind al patrulea, n-am apucat să mai spun ceva, că deja a pregătit roșu. Ce să spunem? Pumnul în gură și asta e România. Nu avem ce face. A fost un arbitraj contestat atât de Iași cât și de Sfântul Gheorghe. Nu, eu n-am contestat. Am spus că la faza premergătoare golului cred că a fost un corner pentru noi. De acolo a pornit faza din care a fost acel gol care a fost anulat cu VAR. Da, m-am spus, atunci când se termină cu bine, treci peste toate. Cred că mult prea ușor. Suntem și noi oameni ai muncii, ca să spun așa. Și cred că ar trebui mai multă atenție. Dacă vine domnul Vasara să ne spună că toleranța zero pentru bănci, gata, toată lumea tremură de frică. Domnul Vasara s-ar trebui să se ocupe doar de arbitraj, iar noi, cei de pe bancă, dacă facem gesturi care sunt deplasate, da, merităm cartonașe roșii. Dar atâta timp cât și noi suntem în tensiunea unui joc și mai avem opinii altele decât ale arbitrilor, nu înseamnă că jignim pe cineva, nu înseamnă că, știu eu, aducem în jurii. Și ca să fim eliminați la cea mai mică, știu eu, grimasă sau cel mai mic gest, cred că e cam mult, dar asta e. Față de alte meciuri, parcă v-ați apărat mai bine, ați lucrat mai mult la capitolul defensiv? N-am lucrat mai puțin decât altă dată. Am încercat un pic să ne reconsiderăm poziția ca și echipă de prima ligă. Sigur că în ultima perioadă am folosit acest sistem cu doi mijlocași la închidere, care se pare că da mai multe satisfacții. Nu sunt lucruri speciale făcute între primele jocuri și ultimele, dar așa e în fotbal. Norocul se mai schimbă. Astăzi norocul a fost de partea noastră. Am avut șansă la acea fază de minutul 2 în care am primit un penalti care, din punctul meu de vedere, iarăși a fost foarte ușor acordat, pentru că am văzut un asemenea meci în preliminarele europene în săptămâna recent încheiată, în care, tot așa, o fază care putea să se acorde, în care putea să se acorde penalti după o intervenție, nu s-a mai acordat nimic pentru că mingea a fost jucată. Dar la noi imediat ești taxat. Funcție de cine ești sau cum te cheamă. Cât de importantă este această victorie de pe teren propriu pentru moralul jucătorilor? Că acasă orice victorie este importantă în acest campionat. Pentru noi este importantă că a fost în fața propriilor suporteri.
cu toții ne doream să vină cât mai repede o victorie în fața, în fața suporterilor, spectatorilor noștri. Mă bucur că a venit acum împotriva unei echipe bune. Asta sper să ne dea încredere pentru viitor. Orice joc în prima ligă este dificil. Ne așteaptă la două zile distanță un alt joc foarte, foarte dificil. Din nou a fost o programare cel puțin ciudată. Să știa de atâta timp că, știu eu, și noi avem jucători la echipa națională, avem jucători care vin de la distanță mare, pe drum, n-am putut să-l folosim pe Samoeua din acest motiv, era capitanul echipei, un stâlp al apărării, am fost programați la două zile, nu se mai ține cont de nimic. Deci dintr-un joc care trebuia să dispute la un anumit moment și în care, știu eu, aveam poate șansa noastră, s-a făcut să fim dezavantajați. Mă bucur că băieții au trecut peste toate aceste, știu eu, inconveniente și am reușit să câștigăm. Asta e cel mai important lucru. Vom vedea cum ne vom reface, cum ne vom recupera, pentru că avem jucători accidentați, cum ne vom recupera pentru partida viitoare. Important e că am obținut astăzi 3 puncte, chiar dacă au fost sacrificii, v-am spus, cu eliminare de antrenor, cu, știu eu, alte accidentări care sper să nu fie de lungă durată, dar mergem înainte. Mulțumesc, mulțumesc. Multă plăcere. Da, l-am auzit pe Leo Grozavu și el se plânge. Și de programare, și de arbitrajist. Ceva, toată lumea se plânge. Apropo de arbitraj, că se plânge Leo Grozavu, hai să vedem că e minutul 90. Da? Lovitură liberă. Pentru cine trebuia să fie, domnilor, lovitura aia liberă? Ei, aici... Că eu nu înțeleg nimic. Haideți să vedem faza. Aș vrea să ne explice și nouă cineva. E de neînțeles. Jucătorul lui Sepsi lovește mingea. Dă lovitură se acordă liberă, lovitură liberă și apoi întoarce decizia. Arată spre poarta iașului, da? Ca și cum ar fi lovitură liberă pentru Șepși, pe care se întoarce decizia. Eu zic că... Aia fac zid. Stați că aia fac zid. Ia uite. Da, e fault. Pe el îi bagă cotul în gât. Deci, aia fac zid. Cel de la Șepși. Protestează. Eu știi ce zic? Că a fost impresionat de... durerea fundașului de la Iași. De asta zic, da? Uite, că la Sepsi s-a ridicat repede. Iașiul se pregătește să facă zid. Ia. Și dă ce? Nu n-a dat nimic, a dat calm, calm, calm. Asta n-am mai... Da, bă, la așa ai zis, dom'le, ai dat fault. Dar și el îi spune calm. Decizia, n-ai cum să o întorci. Păi nu, dar pe baza la ce? Că s-a ținut de cap. Păi da, Itu. Uite, a pus mâna la față. Fabulos! Da. Eu am crezut prima dată, nici măcar nu s-au dat cap în cap. Că așa am crezut prima dată, zic, bă, fi lovit ăsta. Dar nu s-au dat cap în cap. Itu îi bagă cotul în gâdlul ăsta, lui Varga sau cine era. Da. Se pregăteau ăștia de la aia să facă zid, dar după aia s-a Clar, e o prestație nefericită în seara asta întregii brigăzi, pentru că a trebuit să folosim sintagma asta, nu doar a lui Chivulete, cred că a întregii brigăzi de arbitri, pentru că e clar iarăși, ceea ce s-a întâmplat la VAR pentru mine cred că formula e ceva istoric. O altă prestație nefericită. O altă prestație nefericită. E o seară istorică, n-am mai văzut niciodată o linie a VAR-ului trasă printre picioarele unui jucător. Să știi mine că e o premieră. E o premieră, asta. Da, absolut. Da, ai văzut declarația, că nu VAR-ul a decis. Deci nu linia aia a decis. Iar lui Liviu Ciobotariu ar trebui să-i spună cineva. Bă, ar trebui să-i explice, adică eu sunt uluit că un antrenor de Superligă nu știe că sunt faze la care, indiferent că ai VAR, este chemat arbitru de centru pentru interpretare. Adică asta e o practică pe care o vedem de ani de zile prin campionatele din vest. Da? Când influențează un jucător... Când influențează, trebuie să ia decizia centralului. Decizia finală aparține centralului. Sau, adică nu e de offside sau ne-offside. Este în funcție de influențare și aia trebuie să ia decizia. Și aici ce a influențat? Linia aia? Da, da, aici, uite aici, ține și de arbitru. Arbitru de rezervă putea să-i explice lui Ciobotariu, să-i spună, uite, nu a venit Chivulete pentru că a vrut să vadă dacă jucătorul a influențat fază. Și atunci, ce e rigid? E foarte rigid. Domnilor, mulțumesc mult, mă bucur că v-am avut. Bogdane, te mai așteptăm. Florin, Cristi, ne mai întâlnim în mod constant aici. Rămâneți cu noi, să aveți o noapte liniștită și mai de succes decât a avut brigada de arbitru de la acest meci.